Prezent la Iași, ministrul sănătății a declarat că turismul este cauza numărului mare de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Zonele de vacanță sunt principalele focare de COVID-19, apoi sunt urmate de zonele în care numărul navetiștilor este ridicat. Nelu Tătaru a spus în cadrul vizitei la Iași care este cauza numărului mare de îmbolnăviri. Pe primul loc clasat este turismul, urmat de excepțiile din zonele cunoscute cu un număr mare de navetiști. Făcut pe anumite zone. Noi avem în acest moment, de exemplu, Argeș, Dâmbovița, Prahova. În general sunt de activități economice, de transport, navetist intrajudețean sau interjudețean. Pe locul 3 ar veni, să spunem, turismul. Dar în celelalte regiuni, majoritatea sunt din turism. Sezonul estival aduce și un număr ridicat de noi cazuri. Ministrul Sănătății spune că cei mai mulți dintre pacienți s-au infectat în vacanță. Tătaru a confirmat faptul că 60% din infectații din Iași au fost cel puțin într-o stațiune de vacanță. Acesta a atras atenția și asupra pericolului care nu a trecut și a făcut apel la solidaritatea medicilor de alte specialități decât infecțioase, ATI sau medicină de urgență. Sunt la capacitate maximă, cum au fost cele din Galați, acum nemai fiind, acel tir ATI ați văzut că este liber, nu este folosit în acest moment, dar sunt cele din Ploiești și din Pitești, da, unde sunt pline. Cel din Timișoara este la o capacitate, când am fost eu acum 2 zile, era capacitate de 6 din 12 locuri. În general sunt acele județe pe care le știm. Argeș, Prahova, Dâmbovița, Galați, Brașov și București. Iașu are un parcurs pe care îl vedem, toate paturile sunt ocupate, dar niciun pacient nu este pe ventilator. Înseamnă că avem o situație intermediară în care este o ventilație non-invazivă, da? Dar suportul de oxigen este absolut necesar în această patologie. În măsura în care avem o evoluție favorabilă, acești pacienți sunt trecuți pe secții și cei care se agravează reiau loc în aceste paturi. Medicii sunt încurajați să reziste presiunii pentru că greul încă nu a trecut, spune ministrul.